Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Pe acest episod o să combin din nou două animale, așa că să nu uitați să rupeți cu toții butonașul de subscribe, să apăsați și pe clopoțel acolo pentru că este foarte important pentru notificări și să nu uitați să rupeți și butonașul de like, apăsați cu toții în acest moment butonașul de like și... Dacă nu vă vine să credeți, sunt din nou în căsuța mea. M-am trezit acum de dimineață și mă duc să văd ce fac vecinii înainte să merg la laboratorul secret. Cel mai important este să nu cumva să mă urmărească domnul cercetător, așa că o să-l caut eu întâi ca să știu pe unde umblă, pe unde își face veacul și vreau să văd pe unde este în acest moment. Domnule cercetător, arată-te, vreau să discut ceva cu tine. Băi, nu apare? Nu apare, băi, deci înseamnă că trebuie să-l caut. Ok, până atunci hai să întrebăm pe vecini. Vecine, vecine, stai puțin, vecine. Vecine, fii atent aici, vecine. Vecine, oh, oprește-te, vecine. Ăsta nu se oprește, mă. Vecine, l-ai văzut cumva pe domnul cercetător pe aici? Îl caut și eu, cam o treabă cu el. Asta nu vrea să-mi zică, bă. Bine, vecine, bine, lasă că te țin eu minte. Vecine, hai tu aici. Vecine, stai puțin. Stai puțin, vecine, nu mai fugi. Vecine. Ce face, mă, vecinul ăsta? Vecine, fii atent de aici. Stai, mă, vecine, mă, că vreau să întreb ceva. Până asta fuge, mă, în draci, mă, când îl întreb ceva. Vecine, stai puțin, mă. Stai puțin să te întreb ceva. L-ai văzut cumva pe domnul cercetător? Am eu treabă cu el. Știi cumva pe unde umblă? A, zici că l-ai văzut pe undeva mai în spate? Hai că mă duc să cercetez să văd. Mersi, mersi, vecine. Zicea că l-a văzut pe undeva mai în spate pe aici, bă. Sunt curios dacă o fi pe aici. Văd acolo un cap care se mișcă, dar nu este nenea cercetătorul pentru că are bască de paie. Uite-l, bă! Uite-l, bă! Avea dreptate, bă! Avea dreptate vecinul. Mamă, s-a băgat aici la dubioși. Salutare, domnule cercetător! Ce faceți pe aici? Ce căutați pe aici? Încă mai căutați laboratorul? Dar de ce vă uitați, domnilor vecini, așa la mine? Domnule cercetător, vă rog frumos să întrebați pe domnii vecini de ce se uită în felul acesta la mine. Parcă se uită cam dubios, așa aș putea să zic. Nu știu care este problema, ca să zic așa. În fine, nu știu nimic de niciun laborator, v-am mai spus despre asta. Încă mai continuați să-l căutați? Vă spun eu că nu o să găsiți absolut nimica. Deci nu există niciun laborator secret pe aici. Da, 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 puteți să căutați în continuare. Ok, el mi-a zis, domnul cercetător mi-a spus că o să caute în continuare laboratorul, că momentan nu a găsit nimica și că știe el sigur că există pe undeva pe aici prin împrejurimile astea. Dar, băi, nu vreau să-i spun că există pentru că v-am spus, cu siguranță o să mă fure. Și văd că s-a aliat acolo, ia să mă uit așa pe aici și ea, puțin de el. Văd că s-a aliat acolo cu vecinii aia dubioși, bă. Mamă, da, bă, s-a aliat acolo cu vecinii dubioși și cred că vrea împreună cu aceștia să afle mai multe despre laborator. Deci trebuie să am grijă ce vorbesc, băi, pe aici. Vecinilor, fiți atenți aici. Am auzit că domnul cercetător se apropie de căutarea laboratorului, așa că fiți atenți aici. Vreau cumva să-l induceți în eroare și, practic, dacă faceți asta, o să vă spun ce o să combin astăzi în laboratorul secret. Fiți atenți aici. Astăzi vreau să combin un lup cu un urs panda. Așa că țineți secret asta și împiedicați-l pe vecinul ăsta cercetător să găsească laboratorul, pentru că văd că se aliază cu ceilalți vecini de acolo și practic se cam îngroașe gluma. Așa că ajutați-mă, vă rog, să-l induceți în eroare și eu de acum încolo o să vă spun ce anume o să combin în fiecare zi în laboratorul secret. Deci încercați acolo să-l induceți în eroare, nu știu, puneți-i capcane, îndrumați-l înspre alte locuri. Bine, oricum nu știți nici dumneavoastră unde se află ăsta, cum zice, laboratorul secret, dar, practic, nu știu, trimiteți-l altundeva.
spre alte locuri unde cu siguranță nu are ce să găsească. Am plecat acum la laborator, deci hudinașilor, v-am spus, adică bine, i-am spus vecinului și ați auzit și voi. Practic pe episodul acesta o să combin un lup cu un urs panda și sunt tare curios ce naiba o să îmi rezulte. Și să-mi scrieți cu toții acolo în comentarii ce credeți voi că o să rezulte în urma combinării unui lup cu un urs panda. Mamă, abia aștept să văd rezultatul. Hai să mă duc acum încet încet către laboratorul, unde naiba este laboratorul. Acolo pe dealul ăla știu eu, mă, de luțu, bă, unde este laboratorul. Uite acolo sus este, bă. Uite acolo sus este, bă. Sper, Doamne, să nu mă urmărească ăsta, bă, că acum văd că se apropie, uite. Posibil să se uite la mine de acolo, din partea aia. Trebuie să am grijă. Mă urc așa încet, încet pe aici. De aici, bă, mă vede, bă, de aici, bă. Hai să cobor pe aici, pe partea asta. Să nu mă vadă și o să încerc să urc pe partea asta la altă. Mai bine eu colesc, bă, decât să vină. Dubiosul ăsta de cercetător. E vecin cu noi și ăsta, mă, dar... De ăsta parcă prea caută laboratorul ăsta secret. O auzit și el un zvon și acum îl caută în continuu. Oh, și am dat acum de ușiță și de zid. Nice. Acum, ca de fiecare dată, vreau să vă arăt celor care nu știți despre ce este vorba. Avem aici un perete de aur și dacă îi dăm în conjurul, pare un simplu perete de aur cu o ușă. Însă, vreau să vă spun că acest perete de aur... împreună cu ușa sunt magice pentru că ne transportă la un laborator secret. O să vedeți chiar acum. Întâi vreau să vă deschid și ușița să vedeți pentru cei care nu credeți asta. Deci este un perete normal cu o ușă normală. Se poate vedea și pe partea asta la altă fără nici o problemă. Însă dacă intru pe ușă, practic atunci se întâmplă magia și ajung la laboratorul secret. Haideți acum să intru. Bam, și am intrat pe ușiță și am ajuns laboratorul, după cum aici ceva turbulențe până când mă transportă cu totul și de asta se întrerupe imaginea. Bun, ok, avem aici laboratorul secret, avem aici ușița cu zidul, la fel ca și zidul celălalt de unde am venit practic. Deci nu este nimic dubios, doar că este ceva magic. Bun, hai să închidem aici, opa, lăsăm acolo săgeata, închidem ușița și hai să vedem laboratorul. Bun, să vă prezint acum laboratorul. Bun, avem în partea din stânga și în partea din dreapta două încăperi. În aceste încăperi, practic, vor fi depozitate animalele care urmează să fie combinate de acest laborator. Bun, acum în colțul din dreapta o să avem un lup pe episodul de astăzi, iar în colțul din stânga o să avem un urs panda. Și în urma combinării celor două animăluțe vom avea aici în mijloc un rezultat. Practic, aici este încă o încăpere, doar că aceasta are o ușă care se deschide automat, este pe senzori, iar dacă mă apropii se deschide și acolo practic o să apară rezultatul combinării. Mamă, de-abia aștept. O să dau acum un ocol așa. Practic, laboratorul este din sticlă ca să se poată vedea exact ceea ce se întâmplă, să nu fie absolut nicio problemă. Bun, și avem aici laboratorul. Bă, este un laborator normal la prima vedere, nicio chestie dubioasă ca să zic așa, dar se întâmplă magia atunci când se combină cele două animale. Ca să se combine cele două animale, avem nevoie și de nisip, l-am pregătit în inventar deja. O să pun nisipul undeva în partea din sus, iar atunci când o să cadă nisipul pe animale, se întâmplă magia despre care vă spuneam. Ok, bun, hai acum să trag cu arcul aici așa pe butonul din mijloc, de sus, și bam, dacă am nimerit acolo cu săgeata, practic s-a deschis mecanismul. Acum trebuie să mă pun pe survival, pe creative, ca să pot să zbor, să pot să introduc animalele. Bun, și prima dată o să pun aici lupul, după cum vă spuneam. Bam, avem aici un pui de lupișor în partea din dreapta, iar în partea din stânga avem un urs panda. Am pus aici ursul Ache Panda, mamă ce mare, bă.
Și hai să îl vedem așa de după, ca să zic așa, de după sticlă. Avem aici ursulețul panda și avem aici așa lupișorul cel mic. Bun, ce trebuie să fac eu acum este să iau săgeata de aici și acum trebuie să pun nisipul ca să funcționeze totul conform planului. Trebuie să pun 4 rânduri de nisip. Am 2 deja, 3 și al 4-lea. Bun, ok. Și aici trebuie să mai pun încă 4 rânduri de nisip. Deci am un rând. Nice, al 2-lea, al 3-lea și al 4-lea rând. Deci am 4 rânduri în ambele părți de nisip. Bun, ce trebuie să fac eu acum? Practic mai trebuie doar să trag încă o săgeată acolo în buton, iar când o să cadă nisipul o să înceapă nebunia. Și hai să numărăm descrescător. 3, 2, 1 și trag! Ăla-i! A căzut nisipul și hai să vedem ce se întâmplă dacă se combină cele două animale. Și mamă că-s curios, de-abia aștept. A apărut o vacă, băi! Mama mia! Deci am combinat un pui de lup cu un urs panda și rezultatul este o vacă! Nu vine să cred, băi! Deci dacă combini un lup cu un urs panda, primești o vacă. Mama mia! Deci, nu mă așteptam la asta. Sunt curios să-mi scrieți acolo în comentarii câți dintre voi vă așteptați la, adică v-ați așteptat la rezultatul acesta. Eu unul nu m-am așteptat, ca de fiecare dată am fost surprins. Hai să vedem vaca mai îndeaproape. Opa. Hai văcuță, văcuță. Da, deci este într-adevăr o vacă. A făcut și muu. Deci e clar că e o vacă. Iese văcuța afară la plimbare. Cam asta a fost episodul Hudinașilor, sper că v-a plăcut, să nu uitați de un like, un share și un subscribe. De asemenea, să nu uitați și de un follow pe Instagram, hudini.insta. Să nu uitați și de un subscribe acolo pe primul link din descriere, pentru că acolo este canalul meu secundar și urmează să postez și acolo. Și de asemenea, să nu uitați să-mi scrieți cu toții în comentarii cine versus cine mai vreți să combin pe următorul episod. Pa, pa!